grav în momentul ăsta în România, sondajul când ne confruntăm cu un fenomen. Sondajul va fi făcut pe 9 iunie. Oamenii vor putea să voteze, oameni care se afiliază cu interlopi, de exemplu la Brașov, cu domnul Scripcaru. Și eu sunt convinsă că nu vor doamnă, dumneavoastră care vreți să, drogați, care adică, să legalizați legea drogurilor. Între interlop și drogați, nu, ziceți între interlop și oameni care aduc nu, la dumneavoastră sunt drogați. Păi nu, la dumneavoastră sunt și care vor să legifereze asta. Dacă toți sunteți atât de bine pregătit, ați venit clar să-l tocați pe Scripcaru, faceți-vă meseria.